chiama. Chiamare a chiamare l'universo della divina, della vita. Chiamare care l'ha creato uomo, la vita della divina, della vita, și apoi i-a dat chiamarea să ajungă de la chipul lui Dumnezeu la asemănarea cu Dumnezeu. Sigur știm, omul n-a împlinit această chemare, a căzut, dar tot Bunul Dumnezeu a inițiativa să-l cheamă iarăși prin proroci. Păi îl cheamă pe om din însuși Fiul Său, în Dumnezeu și Hristos, îl cheamă iată din moarte, cu moartea păcatului, prin credința în El Iisus Hristos, pentru a mântui viața veșnică. I-a chemat și pe ucenici, prin ei a chemat întreaga lume, în fiecare sfântă liturghie ne cheamă și pe noi. Cineva din plătire voastre, la un moment dat, remarcă faptul că la liturghie mereu suntem chemați. Dar în mod paradoxal, preotul, înainte să împărtășească pe credincioși, îi cheamă astfel, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă. Vă spuneam că cineva care mi-a scris câteva rânduri pe această temă zice așa: după posibilitățile fiecăruia, adică traduce, după posibilitățile fiecăruia, după credința fiecăruia, apropiați-vă. Adică veniți. Dar nu oricum, ci cu frică și cu dragoste. Nici când și nici unde nu s-ar putea alătura sensul acestor cuvinte decât prin trăirea Sfintei Liturghii. În logică, aceste cuvinte sunt diametral opuse, dar în credință se adună la un loc. Greu de explicat, dar simplu de trăit. Simplu, dar nu ușor. Conchide creștinul. Acum, legat de tema aceasta și mai ales de motivația sau motivele pentru care, frățile voastre, ați venit, mă întreb și eu, cine v-a chemat? Sigur, o să ziceți că afișul sau... Un scriitor care mi-e drag, s-a luptat să fie credincios, în final sper că a ajuns, Octavian Pală, spune așa că: nu-mi plac oamenii care seamănă soneriilor care nu sună. Le vorbești și nu te aud. Vorbești în gol. M-au derutat totdeauna absenții care sunt totuși de față. Îmi place să cred că sunt din ce în ce mai mulți oameni interesați de lucrurile cu adevărat importante. Aceasta o spun eu. Problema sensului vieții, a morții, a iubirii, a suferinței, a desăvârșirii de sine, etc. Mulți, foarte mulți oameni, poate toți, admit la răstimpuri că aceste probleme sunt importante, dar puțini, foarte puțini, le iau în serios și aceasta în rarele momente de criză, de criză drastică. Una dintre problemele general umane este și frica. Conștientizată sau nu, frica sau teama tălășluiește în fiecare dintre noi. Să fie oare sădită în om chiar în momentul creației? Citim primele pagini ale Scripturii și tâlcuirile Sfinților Părinți. Trebuie să facem distinția între două feluri de frică. Există o frică sădită de Dumnezeu în om, la crearea Lui, și o altă frică apărută în om,
odată cu căderea în păcat. Primul fel de frică, frica primordială a lui Adam, ținea de firea sa. Al doilea fel de frică este cea nefirească, pe care Sfinții Părinți o numesc păcat sau patimă. Mai întâi despre frica aceasta firească. În general, frica este definită ca fenomenul provocat de pericolul unei pierderi sau de o suferință. Frica după fire este o forță dăruită de Dumnezeu omului, care îl ține pe om lipit de ființa sa însăși, spune Sfântul Ioan Damaschin, și care îl face să se teamă de a nu-și pierde sufletul și trupul. Această frică corespunde instinctului de conservare, instinctului vital, tendinței născute a omului de a se menține în viață și de a-și perpetua existența. În particular, această frică se manifestă ca frică de moarte, tendință firească, de vreme ce Creatorul, spune același Sfânt Ioan Damaschin, ne-a dăruit viața pentru ca noi să o păstrăm. Iar stricăciunea și moartea sunt fenomene contrare firii. Aceasta este prima formă de frică firească. A doua formă de frică de Dumnezeu, care pe o primă treaptă este frica de pedeapsa dumnezeiască, iar pe cea mai înaltă treaptă se arată ca frică de a nu fi despărțit de Dumnezeu. Și în primă instanță avem frica firească ca instinct de conservare și acum avem frica de Dumnezeu care are două trepte. Pe o treaptă se găsește frica de pedeapsa dumnezeiască, judecata lui Dumnezeu, și pe a doua treaptă frica de a nu fi despărțit de Dumnezeu. Frica pe care Sfinții Părinți o numesc frică iubire. Pe treapta de jos stă deci frica începătoare, cea pe care o cunosc începătorii. Căci scris este în Psalmul 110:10, începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Frica de judecata lui Dumnezeu în această viață sau în veacul ce va să vină, frica de amenințarea chinurilor, numită de Sfinții Părinți pedeapsă, nu trebuie înțelese în sensul că un Dumnezeu răzbunător și crud i-ar pedepsi pe cei care încalcă poruncile sale, ci ca suferința sufletului înstrăinat de Dumnezeu. Cele două trepte ale fricii de Dumnezeu sunt distincte, dar nedespărțite. Frica sau teama de pedeapsa dumnezeiască s-a acutizat după căderea omului, după căderea în păcat. Fără ea, spune Aba Dorotei, nu e cu putință să ajungă cineva la frica iubire de Dumnezeu, la frica desăvârșită a Sfinților. Cele două forme de frică, frica instinct și frica de Dumnezeu, sunt legate în mod firesc una de cealaltă, căci omul, care își iubește propria ființă și viața sa și se teme să nu le piardă, dacă știe care este natura lor adevărată, nu poate decât să se teamă de despărțirea de Dumnezeu. Obârșia și scopul lor. Frica, vă spuneam, aceasta firească, prin păcat a devenit nefirească. S-a transformat în frica patimă. Frica primordială, sub cele două forme ale sale, a constituit o virtute pentru Adam și Eva, până la călcarea poruncii lui Dumnezeu. Odată cu căderea în neascultarea de Dumnezeu, a apărut în firea umană o altă frică. O frică străină. O frică nefirească. Frica patimă, cum am numit. Aceasta s-a manifestat în Adam și Eva mai întâi ca lașitate. Ca lașitate, notați. Cei doi, întrebați fiind de Dumnezeu ce s-a întâmplat, ei s-au justificat, s-au scuzat și apoi au acuzat. S-au acuzat unul pe celălalt și pe demon la final. Nu s-au pocăit.
asumându-și păcatul și cerând iertare lui Dumnezeu, ci s-au afundat în păcat. A urmat izgonirea din Eden și căderea în lumea aceasta. Frica sau teama ca patimă în primii oameni s-a manifestat așadar ca instinct, tot ca instinct de conservare, dar al firii căzute, nu al firii create de Dumnezeu bună. Frica aceasta se mai numește și frică de lume, pentru că ea vădește alipirea de lumea aceasta căzută, de bunurile din ea și de desfătarea simțuală din ele. Ea are multiple forme și intensități. Această frică se mai numește teamă, groază, spaimă, panică, fobie sau anxietate, angoasă, disperare. Frica aceasta este o boală, pentru că este pervertirea unei dispoziții firești virtuoase într-o patimă contrară firii. Omul se teme bolnăvicios să nu piardă plăcerile lumii care sunt hrană pentru omul vechi. Frica de Dumnezeu sau frica după fire și frica lumească, nefirească, nu sunt două atitudini deosebite prin natura lor, ci sunt una și aceeași atitudine fundamentală a omului, însă îndreptată spre țeluri diferite. Acest lucru reiese limpede din învățătura Sfinților Părinți, care arată cum una o exclude pe cealaltă. Dacă ți-e teamă de ceva din lume, înseamnă că nu ți-e frică de Dumnezeu. Și dimpotrivă, cel care se teme de Dumnezeu n-are frică de nimic. Iată ce spune Sfântul Ioan Scăraru. Cel ce s-a făcut rob Domnului nu se va teme decât numai de stăpânul său. Dar cel ce nu se teme încă de acesta, se teme și de umbra lui. Vorba lui Petre Țuțea, după cum se vede. Poetul creștin Vasile Voiculescu, tâlcuind rugăciunea Tatăl nostru, spune că darurile lui Dumnezeu, să nu uităm, deci frica de Dumnezeu e un dar al lui Dumnezeu. O să revenim. Deci, darurile lui Dumnezeu, și aici includem și frica de Dumnezeu, au fost folosite strâmb și păgubitor de către om prin largul concurs al demonului. Iată ce spune poetul Vasile Voiculescu. Iată, frumusețea omenește poate deveni prilej de ispită și inducătoare în păcat. Da? O fată frumoasă poate fi apreciată pur și simplu, gândindu-te la frumusețea lui Dumnezeu, care se reflectă în creația sa, sau un băiat, m-a pus Sfântul Ioan Balahu, despre aia am vorbit astăzi, dar poate fi și prilej de ispită, și pentru ea și pentru alții. Și apoi chiar se poate cădea în păcate foarte grele. Exemplu, Sfânta Maria Egipteancă, o femeie foarte frumoasă, o tânără, care știm, a căzut 17 ani, dar apoi s-a și ridicat, cum puține au făcut-o. Bunătatea, de exemplu. Bunătatea ajunge slăbiciune îngăduitoare de crime. Dacă o să vină întrebări, punctăm. Spre exemplu, părinții le permit copiilor să facă aproape orice. Spun că sunt buni. Mă rog. Dacă e la școală, de asemenea. Și această bunătate este speculată. Da? Și poate ajunge să fie pricină, paradoxal, de crime. Crime morale, desigur, mai întâi. Tăria sau puterea, forța, se poate preface în tiranie lacomă de putere. Pentru să ai forță politică. Fii conducător. Tu uiți că acolo ai fost practic ales, ești un reprezentant al poporului și folosești puterea care ți-a fost dată, tu ai fost împuternicit ca și cum ar fi a ta și te folosești de-a mod discreționar pentru tine, pentru familia ta în paguba, în dauna celor mulți, pe care de fapt ar trebui să-i reprezinți. Observați, puterea deformată în
lăcomie de putere. Libertatea. Libertatea poate fi ușor deviată spre dezmăț și destrămare. Și spune și Vasile și destrămare. Dezmăț și destrămare. Iubirea poate fi o capcană egoistă care ne sugrumă. Poți să transformi iubirea, de exemplu, în posesivitate. Să spui că tu îți iubești copiii, dar de fapt ești posesiv în iubirea aceasta. Și mai rău se întâmplă. În loc să... Și de aici și mirarea unor părinți. De ce nu mă ascultă copilul? Pentru că tu nu-l iubești. Cum poruncește Hristos. Tu îl iubești pătimaș. Și nu trebuie să te miri. Că efectele sunt contrare celor așteptate. Putem adăuga că frica de Dumnezeu se poate deforma în frică de lume. Asta este. Să vedem care sunt efectele mai vechi și care sunt efectele mai noi ale fricii voală, fricii patimă. Să revenim la Adam și Eva. Primul act de discernere, știți că diavolul le-a făgăduit că ei vor cunoaște binele și răul. Primul act de discernere al omului deja păcătos, al lui Adam cel căzut, a fost sfârșitul nerușinării. El nu s-a mai rușinat de Dumnezeu și a dat peste o altă rușine. S-au văzut ei doi că sunt goi și se rușinau. Alt tip de rușine. Nerușinarea de Dumnezeu a dus la rușinarea unul față de celălalt. Vă spun că sunt goi și se rușinau. Erau goi și înainte. Rușinea de a fi gol. Gol de Dumnezeu. Gol de har. Gol de sens existențial. A determinat teama. M-am temut, zice Adam, că și sunt gol. Și m-am ascuns. Îi răspunde Adam lui Dumnezeu. Pasul înspre noul statut ontologic de ființă bântuită de frică a fost făcut. În preajma lui Dumnezeu, omul trăiește de acum sub imperiu fricii. Chiar dacă nu o recunoaște. Spunea cineva că în sala de reanimare nu mai există atei. Sau când trăznește, când fulgeră, să închină toți. Pot să dau exemple, cunosc exemple concrete aici. Chiar am avut un profesor care spunea că nu există Dumnezeu și, în adevărat, propovăduia ateismul și a fost surprins vara, ar fi acum la coasă, mă rog, a fost surprins când într-o furtună teribilă, fulgere, trăznete, s-a ascuns după o claie și făcea cruci și făcea un fel de metanie. Și a fost întrebat de vecinul. Domnul profesor, păi de ce? Era o frică. Era o frică. Mi-a intrat până măduva oastră. Și a fost niște gesturi instinctuale. Eu, până la urmă, tot nu cred. Dar de unde semnul cruci? De unde această teribilă frică? Deci, în fiecare există credință și frică de Dumnezeu. Dacă mândria omului, sigur, știm ce efecte are. Ne e frică de boală. Să o recunoaștem. Mai ales de boli incurabile. Ne e frică de sărăcie. De criza mondială, mai nou. De șomaj. De vrăji. De faptul că ne dă afară la serviciu. De faptul că suntem înșelați și căsătoriți de soț, de soție, mă rog, partenerul de viață. Frica de dușmani reali sau imaginați, cum e la gelos, dar e frică tot timpul. De încălzirea globală, tot mai nou. De întuneric. De meteoriții rebeli, ar putea să vină unul. De sfârșitul iminent al lumii, mai ales. Vine sfârșitul lumii. Sunt semne deja. Ne apropiem. Etc. Scriitorul care are pregătire teologică, păcat că nu se angajează la o viață creștină, Andrei Pleșu, talent deosebit din punct de vedere al Scrisului, zice așa, ne e frică. E greu să nu ne fie. E greu să ne simțim liberi de teamă. Mai mult, ni se administrează pe toate căile, minut de minut, eficiente injecții de panică. Beneficiind în acest sens și de sprijinul neprețuit al presei și al noilor tehnologii.
Suferim, se pare, și de un masochism galopant, cu înfățișări diverse. Ne place să ne cultivăm spaimele, să colecționăm vești proaste, să anticipăm catastrofe sau să le urmărim febril pe cele care au loc aiurea, să degustăm nefericirea altora, să ne simțim înconjurați de primejdii iminente. Există o istorie a fricii de care s-a ocupat laborios o sumedenie de savanți. Se constată că vechile spaime au fost înlocuite de unele noi. În ultimii ani a apărut o specie nouă de frică, numită de sociologi și psihologi, frica divertisment. Se caută frisodul groazei, ca pe o plăcere. Așa cum se pregătește cineva, spre exemplu, să petreacă o seară agreabilă, urmărind la televizor un horror. Adică filme de groază. Urmărind ce se întâmplă în lume, același Octavian Paller, un spirit foarte critic, zice el, mă gândesc că diavolul e din ce în ce mai competent. Și se întreabă, de la cine o fi învățând? Întrebarea s-a vrut poate retorică. Un răspuns ar putea fi regresul spiritual al lumii de astăzi, e ascuns în progres, în progresul științific, în progresul tehnic, tehnologic, în uitare și despărțire de cel care este izvorul adevăratului progres, Mântuitorul Iisus Hristos. Să încercăm să identificăm câteva remedii sau soluții pentru tămăduirea fricii. Am văzut că obârșii a fricii nefirești a fost călcarea poruncii unice și esențiale a lui Dumnezeu, adică nefrica de Dumnezeu. Adam și Eva n-au ascultat de Dumnezeu și aceasta pentru că n-au crezut în cuvântul porunc al Creatorului. Necredința în Dumnezeu este cauza principală a fricii celei rele. Numai din sâmburele credinței poate răsări frica de Dumnezeu, care este antidotul fricii de lume. Ce înseamnă să ai credință în Dumnezeu? Să-L crezi pe cuvânt. Să nu te îndoiești nicio secundă. Că ce a spus El adevărat. Așa cum a făcut-o apostolii, ucenicii. Veniți și vă face pescari de oameni. Nu le-a promis absolut nimic din lumea aceasta. Nici bani, nici ranguri. O viață mai comodă. Nu le-a promis nimic. Nici ei n-au întrebat nimic. N-au cerut explicații. N-au negociat. L-au urmat, pur și simplu. Pentru că au crezut în El. Pentru că au simțit că El e adevărul. Adevărul fundamental, absolut. Acela care îi împlinește, îi fericește. Și au ajuns așa. Împliniți, fericiți, desăvârșiți, știm. Pe doi dintre ei îi prăznuim pe 29 acum și ținem post pentru sărbătoarea Sfinților Apostol Petru și Pavel. Cel care își pune toată nădejdea în Dumnezeu, cel care îl crede și se încrede în El, n-are a se teme nici pentru sufletul său, nici pentru trupul său și nici chiar de moarte. Credința neclintită, spune Sfântul Evagrie, nu primește bântuielile fricii. Credința neclintită nu primește bântuielile fricii. Cel care crede cu tărie în Dumnezeu și în purtarea sa de grijă, are siguranță că va primi de la El în orice împrejurare, ajutor și apărare și deci n-are a se teme de nimic. Nici de întâmplările vieții, nici de dușmănia oamenilor, nici chiar de moarte. Psalmistul și regele David, credincios Domnului, teologisește. Într-unul din psalmi. În doi de fapt. Domnul este luminarea mea și mântuirea mea. De cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele. De cine mă voi înfricoșa? De s-ar rândui împotriva mea o știre. Nu se va înfricoșa inima mea. Că de voi și umbla în mijlocul morții, nu mă voi teme de rele, că tu cu mine ești. Dar aici nu este vorba despre o credință în sensul de autosugestie. Nu credința
lui David și credința noastră ne duce în starea aceasta. Nu ea ne scapă de frică, ci ajutorul lui Dumnezeu care îi vine ca răspuns la credința în El și îl sprijină și îl întărește. Iată ce spune Sfântul Isaac Siru despre acest ajutor. Când vede omul că inima lui nu are liniște din partea fricii și tremuratului, că te apucă și un tremurat, odată cu frica, va înțelege și va cunoaște că această frică este efect, este efectul lipsei unui cineva cu cât mare care să-l ajute. Căci ajutorul lui Dumnezeu este cel ce mântuiește. Deci te poți și verifica dacă ai credință în Dumnezeu. Când te apucă niște frici, acestea de lume, este clar că e puțină credință în Dumnezeu. Acest ajutor omul trebuie să-l ceară prin multă rugăciune. Cu credința că Dumnezeu îl poate da și cu cânădejdea că îl va și primi. Cu cât rugăciunea este mai curată, cu atât piere frica. Iată ce spune Sfântul Varsanufie. Semnul că s-a ajuns la adevărata rugăciune este că omul nu se mai tulbură chiar dacă lumea întreagă s-ar porni împotriva lui. Frica patimă este legată de toate celelalte patimi, pe de altă parte, dar în mod special de mândrie. Cine are mândrie multă, are frică multă. Cu cât mândria e mai mare, cu atât frica e mai mare. Atâta vreme cât omul se încrede în propriile sale puteri, el este bântuit de frică. De aceea Sfântul Isaac Sirul spune că cel care vrea să fie izbăvit de frică, trebuie să se roage mai întâi să câștige smerenia. Cu cât înmulțește rugăciunea, spune Sfântul Isaac Sirul, cu atât omul se zmerește mai mult în inima sa. Iar când omul se zmerește, îndată îl înconjură mila și atunci inima simte ajutorul lui Dumnezeu. Și află în el o putere de încredere ce se mișcă în ea. Am văzut deci că frica se vădește ca fiind o stare irațională, o boală. O boală grea a sufletului. Caracterul patologic al fricii se arată și în partea de imaginație. Deci mândria lucrează mai ales cu rațiunea. Să vedeți cum lucrează cu imaginația aici. Tot mândria și necredința. Prin fantezie, omul deformează de cele mai multe ori realitatea atribuindu-i laturi inexistente. Astfel, în imaginația sa, pericolele apar exagerat de mari, iar pierderea unui lucru oarecare iminentă. Mai mult, omul ajunge să-și închipuie lucruri care nici nu există. Exemplu, gelosul. Aceste trăsături sunt specifice delirului. Deja intrăm în patologia psihiatrică. Sfântul Ioan Scăraru, iată, marele psiholog duhovnicesc, marele părinte al bisericii, definește astfel frica. Frica lașă, totdeauna asta este, frica al de lume e frică lașă. Când spui despre ceva că ești un laș, în primul rând a fost întâi fricos. Și oamenii mândri sunt cei mai fricoși, cei mai lași. Asta susțineți bine. Să notați undeva. Frica lașă este vederea amăgitoare a unei primejdi mai înainte de primejdie. Sau ea este o simțire plină de tremurare a inimii, clătinată și speriată de nenorociri îndoielnice. Psalmistul David a anticipat-o cu sute de ani înainte. Acolo s-au temut oamenii de frică unde nu era frică. Spre exemplu, cei mai mulți vin la mănăstire cu frici de care n-ar trebui să le fie frică. Ei au frici multe pentru că n-au adevărata frică. Frica de Dumnezeu. Spre care o să mai insistăm. Adică unde nu era frica de Dumnezeu a apărut frica de lume și de cele din lume. Frica de Dumnezeu înlătură și frica de diavol. Iată, dacă ai frică de Dumnezeu, nu ai frică de draci și de vrăji. Iată ce spune Sfântul Simeon, noul teolog. Cel ce se teme de Domnul nu are frică de asaltul dracilor, nici de neputincioaselor atacuri, dar nici de amenințările oamenilor răi. Oamenilor purtați de duhurile acestea.
Cunoscutul, celebrul pictor Salvador Dalí a înfățișat ispitele și lucrările demonice ca pe niște uriași elefanți ce înaintează în șir indian asupra Sfântului Antonie cel Mare, refugiat într-un colț al tabloului. Antonie e tare mic, iar elefanții înfricoșător de mari. Antonie ține totuși în mâna-i dreaptă ridicată o armă de încredere și lucrătoare, Sfânta Cruce. Iar îngrozitoarele animale își au trupurile lor urieșești pe niște picioare subțiri și lungi ca de insectă. Ce vrea să însemne contradicția aceasta anatomică, trucul acesta figurativ, disproporția aceasta catastrofală făurită de scăpărătorul artist? Se întreabă Nicolae Steinhardt. Nimic altceva decât că ispitele și ademenirile vrăjmașului sunt simple iluzii lipsite de concretețe, de temei, de gravitate, în ambele înțelesuri, moral și mecanic, simple deducții ale închipuirii, simplă scenografie, simple vicleșuguri regizorale. Elefanții cu picioare filiforme, de firave insecte, iată ce sunt ele în adevăratul lor, în adevărul lor adevărat, iată ce ne demonstrează și ce ne dezvăluie despre firea lor ultimă, Sfântul Antonie cel Mare, biruitorul. Sfântul Antonie cel Mare, biruind prin frica lui Dumnezeu, sau frica de Dumnezeu, frica de lume și de diavoli, a spus: eu nu mă mai tem de Dumnezeu, spune Sfântul Antonie, pentru că-L iubesc. Deci nu mă mai tem de Dumnezeu, ci îl iubesc pe El. Deci un alt remediu împotriva fricii, poate cel mai puternic și mai demn de om, este iubirea lui Dumnezeu. Omul poate birui frica prin iubire, căci după cuvântul Sfântului Apostol Ioan, în iubire nu este frică, ci iubirea desăvârșită alungă frica. Ioan, capitolul 4, versetul 18. Frica iubire este a celor desăvârșiți. Pe aceasta, Părintele Rafael Noica o numește nu frică de Dumnezeu, ci frica lui Dumnezeu. Iată ce spune Părintele Rafael. Frica lui Dumnezeu este una din trăirile iubirii. Când ți-e frică să pierzi pe Dumnezeu, când ți-e frică să pierzi ceva drag, ceva prețios, așa de dulce sufletului tău, cum nu mai este ceva pe pământ. Se cuvine să amintim însă că, așa cum o spun toți părinții, atâta vreme cât omul nu este cu totul curățit de patimi, frica pedeapsă are toate motivele să stăruie și este prețioasă pentru mântuire. Sfântul Isaac Sirul, în acest sens, ne spune: precum nu este cu putință a trece marea cea mare fără corabie, foarte frumoasă această comparație, precum nu este cu putință a trece marea cea mare fără corabie, așa nu poate trece cineva spre dragoste fără frică. Marea cea rău mirositoare, așezată între noi și raiul înțelegător, nu putem străbate decât prin corabia pocăinței, mânată de vâslașii fricii. Corabia pocăinței mânată de vâslașii fricii. Dacă vâslașii aceștia ai fricii nu cârmuiesc corabia pocăinței, prin care se străbate marea lumii acesteia spre Dumnezeu, ne înnecăm în marea cea rău mirositoare. Pocăința este corabia, frica este cârmaciul ei, iar dragostea este limanul dumnezeesc. Sfântul Maxim Mărturisitorul sintetizează cele spuse înainte astfel. Temerea de Dumnezeu face să se nască în noi nepătimirea, care este maica iubirii. Deci nimeni nu poate spune că iubește pe Dumnezeu, pe semeni, dacă e pătimaș. Ceea ce spune el că e iubire, de fapt e patimă. E boală. E moarte. La iubirea sfântă, la iubirea adevărată, la iubirea care este dorită de toți, nu se poate ajunge decât așa. Cine crede altfel, se înșală. Se amăgește.
Un alt nume al fricii de Dumnezeu, iarăși paradoxal, este fericirea. Cum așa? Iată ce spune David, marele psalmist. Fericit bărbatul care se teme de Domnul. Psalmul 111:1. De ce este fericit? Pentru că prin frica de Dumnezeu, deja am spus-o, o mai repet totuși, se înlătură miile de frici. De lume. Din lume. Și omul își dobândește adevărata libertate. Aici e problema. Că prin frica de Dumnezeu ne unim cu Dumnezeu și spune Scriptura, unde este Duhul lui Dumnezeu, acolo este libertatea. Iată o altă dorință a omului, să fie liber. Păi nu poți să fii liber decât așa. Prin frica de Dumnezeu se ajunge la libertatea în Dumnezeu și la adevărata libertate, de fapt. Așadar, frica de Dumnezeu este echivalentul fericirii și al adevăratei libertăți. Nu încheiem fără să mai remarcăm ceva. Frica de Dumnezeu este corelativul curajului. Nu putem să nu amintim de curaj vorbind de frică. Curajul, rare ori pomenită și totuși esențială însușire creștină. Fără curaj, existența bisericii nu ar fi de conceput. A fost nevoie ca să ia ființă de curajul întemeietorului ei, ca să dureze de cel al discipolilor săi. Păi aminteam astăzi pe Sfântul Ioan Valahul. N-a simțit acolo curajul. De Sfântul Atanasie Todoran, din Pichigiu, n-a simțit acolo curajul. Demnitatea. Prea mult se crede că un creștin trebuie să fie un slăbănog. Un om bun în sensul de un om prost. Un om înapoiat. Un om care se lasă călcat în picioare. Se poate lăsa călcat în picioare. Se poate lăsa chiar omorât. Dar știe ce face. Știe ce face cum a făcut Sfântul Atanasie Todoran. Știa că dacă îl înfruntă pe Bucov, cel care a dărâmat toate mănăstirile din Transilvania, pe cele de piatră cu tunurile, iar pe cele de lemn le-a prefăcut în scrum, știa că îl preface și pe el în scrum. N-are niciun fel de ezitare. Evident, la poruncă. Dar n-avea frica asta. Având frica de Dumnezeu, putea să aibă curajul în Dumnezeu, care nu înseamnă obrăznicie, nu înseamnă tupeu, ci înseamnă, de fapt, demnitate creștină. Curajul se mai numește în limbajul bisericesc și îndrăznire. După ce ne împărtășim, preotul spune o rugăciune în taină. După ce se împărtășește el. Nu. După ce se prefac darurile. După ce se prefac darurile de pâine și vin în trupul și în sângele Mântuitorului Iisus Hristos, preotul în taină rostește o rugăciune. Și printre altele spune, dă-ne nouă celor ce ne împărtășim cu tine, da? Îndrăznire către tine. Îndrăznire către tine, către Dumnezeu. Să ai îndrăznire în rugăciune. Deci îndrăznirea aceasta nu înseamnă impertinență, nu înseamnă obrăznicie, ci înseamnă împlinirea unui cuvânt al Mântuitorului. În lume necazuri veți avea, a prevăzut Mântuitorul. Dar, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Despre această îndrăznire vorba. Despre îndrăznirea împotriva păcatului, a răului. Nu a păcătosului în sensul de a-l desfința pe om, ci de a zina păcatul, rău din om. Îndrăznirea pe care trebuie să o aibă un creștin este tridimensională. Tridimensională. Trebuie să ai îndrăznire către Dumnezeu, am amintit, să poți să-L rogi cu îndrăznire, să simți că te ajută. Este mare îndrăznire să ridicăm. Chiar este o rugăciune. Doamne, către Maica Domnului. Noi nu îndrăznim să ridicăm ochii spre cinstită la icoană. Nu îndrăznim. Dar știm că Tu ai iertat desfrânate care s-au pocăit, tâlhari care s-au pocăit. N-ai cum să nu ne ierși pe noi. N-ai pe nimeni de pierdut. N-avem îndrăznire către ea. Totuși îndrăznim. Observați? Crede, Doamne, ajută-ne credințe mele. Și asta e mișcarea. Tridimensional. Una către Dumnezeu, o alta către diavol și oamenii lui și o altă îndrăznire către sinele însuși. Rugăciunea stăruitoare,
neîncetată, puternică, sunt tot atâtea semne și momente de îndrăznire către iubirea și bunătatea lui Dumnezeu. Creștinul trebuie să aibă o îndrăznire și față de diavol și lucrarea lui în lume. Diavolul este și el foarte îndrăznet, în sensul de tupeist, de nerușinat, de obraznic. Dar în același timp este și laș, diavolul. Înfruntat cu crucea, cu aghiazma, cu rugăciunea lui Iisus și mai ales cu credința în Dumnezeu și iubirea în El, iubirea Lui, El cedează în cele din urmă după o luptă uneori crâncenă, după o luptă de o viață. Apoi creștinul trebuie să se biruie și pe sine. Trebuie să ai o îndrăzire și către tine. De exemplu, să te spovedești, trebuie să ai o mare îndrăzire către tine. Să înfrunți egoismul tău. Nu spune Mântuitorul, cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine. Este o luptă teribilă. Cu tine însuși, să fii sincer. Nu să vii la spovedanie, spre exemplu, și să turui pe acolo, că ai citit în drumarul ăla de spovedanie și turui acolo o jumătate de oră. Înainte de o tânără care mi-a și spus, e puțin amuzant, dar e și dramatic, că s-a spovedit și, mă rog, a luat în drumarul acela, nefiind îndrumată spre o spovedanie corect, mă rog, ea și-a închipuit că asta e spovedania. Tot e bine că a făcut-o. Spui la un părinte mai în vârstă, mă rog, așa, poate și obosit. Și dacă a citit acolo probabil o oră, durează să citești în drumarul ăla tot, că pe toate le cam facem, da? A terminat și după aceea vedea că părintele nu ce nimic și a ridicat puțin epitrahim, dormea. Și după când a venit la mine, a întrebat, da, o fi dezlegate astea, păcatele? Cât a fost conștient părintele? Treaz, dezlegate, restul, mai putem ști? Nu. Mai spune-le odată, dar zic altfel. Săracul, da, înțeleg. Adică, sigur că obosit poate și ea, mă înțeleg, adică trebuie să fim foarte atenți, asta nu este spovedanie. Ne amăgim cu lucrurile astea. Părintele, e dorință de a o asculta, nu vreau să-l justific, pentru că, mă rog, era în vârstă. Deci, îndrăznirea către noi, sinceritatea înseamnă aici, cu noi înșine, până la capăt. Creștinul este cel căruia Dumnezeu nu i-a dat Duhul temerii, spune Sfântul Apostol Pavel, nu i-a dat Duhul temerii. Și poate duce războiul nevăzut cu patimile egoiste din sine. Lupta cu patimile presupune mult curaj și puținii l-au. Poate de aceea, pe lista celor sortiți iezerului de foc, fricoșii figurează primii. Puteți ști la Apocalipsă. Primii menționați că vor arde în focul nestins din ghenă, iată, sunt fricoșii. Un fricos nu se poate mântui. Evident. El nu poate să fie sincer niciodată. El e laș tot timpul. El nu-și poate asuma nimic. El dă vina pe alții. Precum diavolul. Precum Adam și Eva, cei căzuți, cum spuneam. Asta înseamnă spovedanie, să-ți asumi partea ta de vină. Integral. Spunea un sfânt. Dumnezeu îți descoperă păcatele tale. Totdeauna. Diavolul ți le descoperă pe altuia. Când vezi că ai descoperiri de astea ale păcatelor altora, să știi că e cineva foarte generos să te ajute. Că de aici vine judecarea lui, condamnarea, mă rog. Și tu nu te mai vezi pe tine. De aceea spune multe ori, fă țarnice, scoate bârna din ochiul tău. Bârna din ochiul tău. O imensitate, adică. Ca apoi să poți să scoți, vedeți? Cu penseta, cu penseta, nu cu bocanci să intri în viața omului. Penseta, ce să scoți? Paiul. Ceva mult mai mic, vedeți? Din ochiul fratelui tău. Adică nu mai vezi păcatele lui mari. Dacă tu ai pocăință și frică de Dumnezeu. Tu le vezi pe ale tare mari. De aceea spunem noi înainte de împărtășanie. Cred, Doamne, și mărturisesc că cel întâi între păcători sunt eu. Și trebuie să o spunem din convingere, nu așa că trebuie să spui acolo ceva. Să-ți faci treaba acolo. Să împlinești ritualul. Că poți să o faci așa, dar te împărtășești fără folos sau poate chiar cu pagubă. Cum spune Sfântul Apostol Pavel. În concluzie, frica de Dumnezeu înseamnă smerenie, pocăință, libertate, fericire și mai ales iubire. Iubirea lui Dumnezeu le-a întâmpinat, amintiți-vă, dis de dimineață pe mironosite și ce le-a zis Mântuitorul în viață, din morți. Primele lui cuvinte care au fost? Bucurați-vă și apoi nu vă temeți. Nu vă temeți. Primele cuvinte după înviere. Nu vă temeți. Și nouă Mântuitorul Iisus Hristos
cel răstignit în viață și înălțat la ceruri, dar prin Sfântul Duh cu noi și noi ne poruncește, fiți liberi, fiți liberi de teamă, cu teama pe teamă călcând, și celor fricoși, curaj și înviere, dăruindu-le, amin. Aceasta e tema pe care am prezentat-o eu, aștept întrebările frăților voastre, pe temă sau nu, pentru a putea să scăpăm de fricile cele rele, care ne bântuie pe toți, să o recunoaștem. Deja văd că sunt niște întrebări, dar până să le citim, apropo de frica aceea iubire, pe care cu greu putem să o înțelegem, pentru că ea de fapt nu se înțelege rațional, ci se trăiește existențial, Vasile Voiculescu a scris o poezie care se numește Nu din spaimă, nu din spaimă. Și aș vrea să vă citesc acum. Nu din spaimă. Nu din spaimă pentru pedepsire cu vecia negrului tartar, ci din dragoste, din râvnă și uimire, pentru bunătatea ta fără împotrivire, pentru frumusețea ta fără de hotar. Cad cu înălțătoare umilire. Cu înălțătoare umilire. Că nu scârbele durerii și necazul m-au predat în mâna ta supus. Bucuria ta ce-a spart zăgazul, vieții mele strânte și extazul admirației mi-au îndoit grumazul, pe un talaz de fericire ție m-au adus. Și asta este frica de Dumnezeu iubire. Dar ați văzut, ca să ajungem la ea, trebuie să trecem examenele fricii de Dumnezeu pe care o resimțim ca frică de pedeapsă, care vine prin boli, frică de moarte, care vine tot prin boli, frică de dragi, care vine prin vrăji și prin oamenii răi. Fricile astea nu pot fi biruite decât dacă îl credem pe Dumnezeu pe cuvânt, adică îi citim cuvântul Lui din Scriptură și tâlcuirile Lui date de Sfinții Părinți. Doar așa putem să avem acces, cât de cât, la această frică iubire pe care cu toții ne-o dorim, pentru că ea elimină, cum spuneam, toate fricile de lume, fricile rele și ne dă adevărata libertate pe care sunt sigur că fiecare și-o dorește. Frica se poate dezvolta încă de când ești foarte mic? Ce contribuții au părinții? Dacă un părinte este fricos, copilul se poate molipsi? Este retorică, evident. Dacă părintele e fricos, copilul se molipsește. Primul rând că frica aceasta de lume, fiind boală, fiind patimă, se transmite ereditar. Noi nu o transmitem în urmașii noștri doar în însușiri fizice sau psihice cunoscute de medicină sau de psihologie. Transmitem în copii tot. Părintele Arsenie Boca spunea la un moment dat că, ce a cunoscut și personal, evident că și noi preoții cunoaștem, oameni care au transmis urmașilor, de exemplu, necredința. Părintele Arsenie Boca vorbește de necredința transmisă ereditar. Dacă părintele a fost necredincios, pe lângă faptul că sigur, mediul în care se dezvoltă copilul, în care crește copilul, este unul de necredință și se impregnează mediul acesta în copil, există și o componentă ereditară a necredinței în urmași. Și dacă părinții sunt necredincioși, acum face Dumnezeu minuni, pentru că El, într-adevăr, fiind iubire, intervine uneori, noi nu înțelegem toate intervențiile Lui. Ar fi și culmea să înțelegem, de aceea e Dumnezeu să nu-L înțelegem în infinitatea, în absolutul Lui, înțelegem cât ne trebuie nouă pentru mântuire. Avem suficient. Și atunci intervine Dumnezeu, ziceam, și am întâlnit astfel de cazuri părinți necredincioși și copii foarte credincioși. Să amintim pe Sfânta Filofteia, tată necredincios. Total necredincios. Nu spunem noi în acatit. Bucură-te, trandafir, răsărit din mărăcine. Mai sunt, nu știm cât, trandafiri, dar cu siguranță sunt, trandafiri răsăriți din mărăcini.
Adică din părinți puțin credincioși. Din părinți cu puțină frică de Dumnezeu. Mila lui Dumnezeu este aici. Purtarea lui de grijă față de neamul omenesc. Ce impact au filmele de groază asupra psihicului uman? Unii le găsesc foarte amuzante, alții sunt înspăimântați, dar totuși se uită. Am vorbit despre aceasta, frica divertisment. Din păcate, prezentă în rândul tinerilor, adolescenților, dar nu numai, se uită oamenii la filme de groază, la desene animate, copii mici, care au multă violență și multă asemănare cu filme de groază, stau acolo lipiți cu ochii de televizor, deși acolo sunt lucruri îngrozitoare, de nevăzut, și totuși se uită, se amuză. Știți care e efectul? Dacă le citești poezia Puiul, sau alte poezii, povestea, da, nu mai plâng, nu mai au sensibilitate, sau s-a tocit sensibilitatea. Mi-au spus doamnele de română la școală, părinte, copiii nu mai plâng. Toți plângeau, generația trecută. Aproape toți, 90%. Nu mai plâng. 2-3 dacă găsești. Rarisim. Mai întâlnești sensibilitatea aceasta, expresia inocenței, purității, a nevinovăției. Mi s-a tocit acest simț. Cred că desenele animate în copilărie și după aceea filmele de groază mai târziu, sau filmele în general. Este o mare nenorocire, o mare plagă. Ce se întâmplă? Aici suntem responsabili și vom da greu răspuns la judecată. Nu poți să lași copilul, dacă ai o minimă responsabilitate la așa ceva, când e mic. Chiar și desenele animate, așa zis, mă rog, folositoare. Foarte discutabil, dacă e așa. Da. Am mai vorbit despre aceasta. Dacă există întrebări punctuale, precise, putem dezvolta. Îmi este frică de întuneric. Ce pot face? Și încă ceva până să răspund la aceasta. Vedeți? Urmărește copilul desene animate fricoșătoare. Eu n-aș putea să urmăresc. Se pare. De neurmărit. Și după aceea, spun părinții, se trezește noaptea și nu știu cum face. Face rău, adică. Se sperie. Vede personajele pe sub pat. Prin pat, spre el. Cum să nu fie? Pentru că sunt în el. S-au întipărit în mintea lui. În mintea lui atât de firavă. Atât de înformare. I-au distrus. Mai mult decât loviturile fizice, i-au distrus legăturile neuronale. Și te trezești că are asemenea frici. Vii la preot să facă și el ceva. Și aștepți rezultate magice. Uite că am fost. I-a citit o rugăciune, l-am părut tot așa. Pentru că, evident că tot așa va fi. Pentru că duce acasă și iar urmărește desene animate. Iar stă în același mediu. Poluat. Și cum să te aștept să-i fie bine? Da. Frica de întuneric. Păi am vorbit. Este una dintre fricile de lume. Frica de întuneric. Păi mă gândesc la pusnici. La părintele Cleopa de 9 ani prin pustie. Vă dați seama, în păduri. Ce frică avea el? Nu de întuneric, vă dați seama. Toate pericolele care puteau fi într-o pădure. N-avea nicio frică. Având frica de Dumnezeu, avea asigurată frica de celelalte. Adică nu mai avea frică. Nu înțeleg corelația dintre frică și mândrie. Pe un om mândru e un om care se supraevaluează. El nu se cunoaște pe sine, se amăgește că se cunoaște, un om mândru nu se roagă cum trebuie niciodată, nu se spovedește sincer niciodată, n-are pocăință decât una de formă și un fricos. Evident, de ce fricos? Pentru că a intrat în el într-un mod foarte puternic demonul, cauza căderii,
Cum a căzut demonul? Prin mândrie. Intrând în om, îi dă frica să nu cumva să piardă omul mândru, omul vechi. Pentru că omul mândru protejează cel mai bine omul vechi din el. Înțelegeți? Și atunci nu poți avea acces spre înnoire. E un om blocat, un om monumentalizat, un om pietrificat. El nu poate să creadă că poate fi și altfel. Crede că aceasta e viața. În genere, iertat, omul mândru, dacă rămâne așa până la moarte, se aseamănă cel mai mult demonului, care nu are pocăință, care nu mai frici, vă dați seama ce frică l-o fi apucat pe, i-o fi apucat pe acei demoni, mii de demoni, în Gadareni, când a intrat Mântuitorul acolo, ați văzut cum făcea îndrăcitul. Deci, i-o fi apucat frica. Numai prezența Mântuitorului nu zicea nimic. Mândria este cel mai mare păcat. Și este și cel mai greu de spovedit. Că nu e suficient să spui m-am mândrit. De fapt, oamenii mândri nici nu mai spovedesc păcatul ăsta. Păi nu conștiințează. Cum au zis m-am mândrit? Nu. O confundă cu demnitatea. Mândria. Demnitatea. Cum adică eu? Să mă umilesc eu? Să mă plec eu? Dar eu cine sunt eu? Sigur că te umilește Dumnezeu. Are metodele Lui. Dar și atunci mândria nu te lasă că te răzvrătești. De ce mi-a dat mie boală? De ce tocmai mie? De ce m-a dat afară la serviciu? De ca și cum tu erai un de neînlocuit. Nu mândria te ține acolo. Iată că Dumnezeu te-a smerit puțin. Te-a arătat că nu ești. Stai puțin, că nici nu știi ce ești. Că dacă vine o boală grea peste tine, să vezi tu ce ești. Sau dacă te izolează puțin boala respectivă de rest. Vezi cum mai vine prietenii. Prietenii erau de interes. Și acum când vezi singur, mi-am de ce mai mi-a spus părinte, eu eram adulat. Înțelegeți? Povestește în altul Bartolomea Ania de un mare tenor la București, un mare muzician, care era în centrul atenției Bucureștiului și întregii României, cel mai mare tenor. Și la un moment dat, sau bas, nu mai știu exact, un mare muzician, și la un moment dat ajunge la pensie, se retrage, și îl întâlnește prin parc pe Înaltul Bartolomeu. Maestre, ce faceți? Întreabă Înaltul Bartolomeu. Mulțumesc lui Dumnezeu, sunt sănătos, am o pensie bună, dar sunt foarte singur. Înțelegeți? Vedeți cum a rânduit Dumnezeu? Acea lauda oamenilor de pe scenă, când era el pe scenă, se transformă în multă singurătate pentru a se smeri. Că atunci te laudă oamenii. Te vezi nu știu cum. Te supra-vezi. Nu te vezi cum ești și apare mila lui Dumnezeu și te smerește. În toate e așa. Dacă nu ții post de bună voie, vei ține post de nevoie. E sigur, e verificat. Eu mi-ai întrebat unii. E și compătime. Eu nu pot să țin, părinte, post. Bine. Zic, nu ține. Dacă nu vrei să ții, postul nu e obligatoriu. Postul e un act. Un exercițiu liber, dar o să-l fii de nevoie. Și mai vine câte unul și îmi spune, da, s-a avut dreptate, că uite, m-am îmbolnăvit și doctorul, n-am voie sărat, n-am voie carne de cutare, da? Nu știu ce m-am voie. Și ce mănânc, parcă nu mai am nici gustul, numai. Păi, vezi, cu toate așa, nu te zmerești de bună voie? Mai devreme, mai târziu, te vei zmeri, da, de nevoie. Asta înseamnă umilință. Atunci trebuie să o înțelegi. Și de multe ori nu înțelegem. Ne răzvrătim atunci și tot mândria lucrează. Și frica aceasta de lume, frica că pierzi, vedeți? Un om care și-a pus nădejdea numai în lumea aceasta, vă dați seama ce îngrozitor e la moarte. Toată nădejdea și-a pus-o aici. El n-așteaptă nimic de dincolo, decât pedeapsă. Ce să aștepte? Dacă nu l-ai cunoscut pe Dumnezeu aici, cum te vei întâlni cu El dincolo? Cum vei da tu ochi cu El? Vedeți, Mântuitorul, în icoane, majoritatea icoanelor, are o înfățișare blândă. E adevărat că transmite și așa puțină idee de judecată. Da? Dar blândă. Pentru că aici Hristos este iertătorul, îndurătorul, dezlegătorul de păcate, dincolo e judecătorul. Și de asta apare frica.
La unii este groaznică înainte de moarte. Există o rugăciune înainte de la parastat, rugăciune din slujba mormântării. Vai câtă luptă, câtă luptă, frică, să înțelegi, câtă luptă are sufletul când se desparte de trup. Vai cât lăcrimează atunci. Către îngeri mâinile întinzându-și, nimeni nu-l ajută. Și așa mai departe. Către oameni strigă, nimeni nu-l aude. Deci totul este o frică care, trecând pragul dincolo, nu mai are posibilitate de convertire în frica de Dumnezeu în mântuire. Aici și acum se poate. Aici și acum este examenul întâlnirii cu Dumnezeu sau ferească cu Dumnezeu, despărțirii de El. La sfatul duhovnicului am luat o decizie, dar cu cât se apropie mai mult termenul de a o pune în practică, o frică sufocantă și irațională mă copleșește. De ce îmi este atât de frică, deși știu că e o decizie corectă? Aici aș răspunde cumva indirect. Părintele Teofil Pârian, Dumnezeu să-l odihnească, a fost întrebat așa. Părinte, de ce oamenii, după ce vin la spovedanie să spovedesc, pun păcatele, primesc dezlegare, chiar se și împărtășesc, totuși ei după aceea le repetă. Răspunsul părintelui a fost următorul. Pentru că ei când le spun la spovedanie ca păcate, nu le spun ca păcate. Le spun ca niște fapte, niște întâmplări, niște gânduri, cuvinte, despre care alții spun că sunt păcate. A citit el într-un drumaj de spovedanie. Unii mă și treabă, e păcat cu tare. Deja el nu coște. Adică, înțelegeți, păcatul trebuie să-l coște. Îți dai seama că este o boală. Sigur că duhovnicul te ajută, iată, va da sfatul. Dar trebuie să vă rugați să-l însușiți, să vă dați seama că așa e, că ce a zis duhovnicul, încă nu sunteți convinsă sau convins, că ce a spus duhovnicul aia e. Încă nu-l credeți pe Dumnezeu prin duhovnic. Îndoiala e cauza. Puțină credință. Cum putem face diferența dintre a face un lucru din frică și altul din pasiune? Putem să ne detașăm de această frică vreodată? Cum? Prin ce mijloace? L-am întrebat pe Părintele Visarion la un moment dat. Am citit cartea, atunci apăruse în anii 90, Țineți mintea în iad și nu deznădăjduia Sfântului Siluan Adonitu. Și l-a întrebat ce părere are despre această metodă descoperită, e adevărat, personal și paradoxal, Sfântului Siluan, să ții mintea în iad, dar să nu deznădăjești. Și părintele mi-a zis așa, aceasta este o metodă dacă omul face păcate mari. Pentru că apare conștiința glasul lui Dumnezeu din el, care îi transmite așa starea aceea de frică de iad, frică de judecată. Dar dacă omul nu face păcate mari, mai de folos este să se gândească la slava Raiului. Așa a zis Părintele Visarion. Deci frica de Dumnezeu, în sensul iubirea de Dumnezeu, este mult mai bună. Mult mai eficientă. Dar dacă omul cade în păcate mari, este bună și frica aceasta de iad, de pedeapsă, care e una reală. E un simptom al bolii. E bine că o avem. Ziceați de frică de întuneric. Da, e foarte bine, slavă Domnului. Ar fi o nenorocire să nu avem frică de întuneric. Și ne dăm seama, fricile acestea ne spun așa, ceva nu e în regulă cu noi. De ce mi-e frică? Știți? Să nu confundăm, spunea Părinte Galeriu, suferința cu răul. Suferința cu rău, frica de întuneric cu rău, nu-i rău. E semnalul că răul a intrat, că nu există frica de Dumnezeu în noi. Deci când ai fricile acelea, e foarte bine. Îți dai seama, ceva nu e regulă. Am vise urâte, frici, cu tare. Se întâmplă ceva foarte... Nu tâlcui visele. Are rost. E pericol. Putem să cădem în înșelare. Altceva putem să ne... Bun, a intrat ceva rău în mine. Care-i cauza? Ce... Mie trebuie să ne descopere Dumnezeu. Fă-i ceea ce numesc părinții filozofia bolii. Filozofia bolii. Gândește, ceva e, nu e în regulă. Roagă-te, analizează-te. Cercetează-te și vezi. Și vii și te spovedești cu pocăință, primești dezlegare și ai biruit. Simți dintr-o dată.
o eliberare și un curaj, o îndrăznire către Dumnezeu și către oameni. Nu știu dacă am răspuns. Dumnezeu a spus, doar iubiți-mă. De ce trebuie să ne fie frică de El și ce frică trebuie să fie? Pentru că unde este frică, nu este dragoste. Pe așa ar părea. În ordine omenească așa este. Unde este frică, nu este dragoste. Dacă mie mi-e frică de părinți, înseamnă că nu iubesc? Discutabil. Un copil care își respectă părinții, care a ascultat din totdeauna, dar a făcut o boacă. E frică. E frică, dar în ce sens? Că i-a dezamăgit. Cum am putut să fac prostia asta? Părinții o să sufere. Asta e frica din iubire. E o frică și asta. Nu-i paradoxal. Sau e paradoxal, depinde cum citim. Tocmai am luat-o paradoxal. Sunt două lucruri care... Iată ce spune unul dintre dumneavoastră legat de această problematică. Și ar putea imagina cineva că pot fi alături gheața și căldura, apa și focul, frica și dragostea? Nu, răspunde același. Că depășește sfera imaginației, dar intervine altă percepție. Trăirea. Trăind profund, poți alătura acești termeni. Dacă ai în tine adevărul, adică pe Dumnezeu. Alături de El, răul poate fi bun. Hâdul poate fi frumos. Dar ce Mântuitorul arăta bine pe cruce? Din punct de vedere estetic. Nu cred. Suntem siguri. O spune Isaia. N-avea chip nici frumusețe la steuzi la El. Hristos pe cruce. Părea hâd, urât, batjocorit. Până dincolo de imaginație. Ei bine, hâdul poate fi frumos. Era frumos Hristos. Nedesăvârșitul poate fi desăvârșit. Numai alături de El, frica poate deveni cutezanță. Numai alături de El și prin El. Cum? Cu frică și cu dragoste. Cum spuneam la liturghie. Iată, mintea coborând în inimă s-a făcut translator. Așa este. Că dacă mintea coboară în inimă, îți traduce. Vii la Dumnezeu cu frică și cu câte apropii se transformă în dragoste. Aparent inexplicabil. Apropierea reprezentând mișcare devine constantă. Sigur că aici este o trăire personală pe care o împărtășește cel care mi-a scris. Că n-ai putea să spui asta decât dacă ai trăit ceva. Variabila este frica. Variabila este frica, ea tot timpul mișcă. Și cu cât este mai mare față de Dumnezeu, cu atât influențează mai mult dragostea față de El. Doamne, de câte ori nu am ascultat aceste cuvinte și nu le-am înțeles, zice același. Răspunsul este unul, pentru că nu le-am trăit. Asta e. Trebuie să le trăiești. Este exact invers decât în știință. În știință întâi trebuie să înțelegi ca să poți să, nu? Să fii încredințat. Aici e invers. Te lași. Cuprins. Vezi, la liturghie. Sau apostolii, ce au înțeles ei veniți după mine și vă voi face pescari de oameni? N-au înțeles nimic. Din cuvintele Mântuitorului, parabole, n-au înțeles mai nimic. Puțin de tot. Foarte puțin au înțeles. Din mesajul lui dumnezeiesc, exprimat prin cuvinte, prin povestioarele acestea, anumite parabole. Dar după pogorârea Duhului Sfânt, prin trăirea împreună cu Duhul Sfânt, le-au înțeles și le-au trăit. Și l-au mărturisit pe El, pe Hristos. Deci se poate. Sunt împreună. Frica de Dumnezeu și iubirea sunt împreună. Dar frica lui Dumnezeu, așa cum a spus copilul, dacă copilul face multe boacă în timp, începe să nu mai asculte părinții, face numai rele, după aceea pe părinții vede ca pedepsitori. Înțelegeți? Și apare frica de data aceasta în sensul pe care nu ni l-am de pedeapsă. Să nu cumva să mă prindă, mă pedepsesc. M-au mai pedepsit, știu. Deci trebuie să mă feresc de ei. Nu mai e frica iubire. Ca în primul caz. Când a greșit odată. A fost o excepție. Au fost iertați imediat, desigur, că și-au cerut iertare. Dacă greșești rar, mă rog,
vii, ceri iertare și părinții te iartă imediat. Simți iubirea lor și vii spre ei. Ei, când greșești foarte mult, se mai întâmplă ceva. Ți-e greu să vii să ceri iertare. Se întâmplă la copii, asta se întâmplă și la noi, la adulți, la spovedani. Nu mai vii. Când faci păcate mari, nu-ți mai vine. Fugi de Dumnezeu. Tu nu spui că fugi de Dumnezeu, n-ai curat să spui asta, tot lașitatea. Dar de fapt fugi, nu vii la biserică, nu te rogi. Și când te rogi, mai mult te rogi din frică, așa, o frică de asta, nici nu știi exact ce ți se întâmplă. Vedeți? Spunea Heidegger, un mare filozof, mă rog, mare filozof german. Spunea așa că frica de Dumnezeu nu este intrarea într-o stare de perplexitate, ci este intrarea într-o ordine existențială de comuniune cu ceva, cu cineva, de fapt. Te pune în ordine. Nu te lasă perplex. Nu te lasă blocat. Frica de Dumnezeu. Te introduce într-o stare de libertate. Într-o stare de bine. La început e grea, e dureroasă. E o răstignire pentru o înviere. Cruce și înviere. Mereu în biserică așa avem. Răstignire și biruința prin înviere. Cum pot să scap de o frică spontană? Cade un obiect sau cineva intră în cameră și apare o frică într-o fracțiune de secundă. Bine, am vorbit despre această frică, până la urmă este instinctul de conservare aici. Depinde. Dar oricum, în oamenii foarte, foarte credincioși, aproape nici nu există nici așa. Aceasta se manifestă totuși ca un instinct. Adică e un impuls. Nu, a intrat cineva, te-ai speriat puțin și gata, te-ai revenit. Că nu stai acolo, te blochezi. Dacă te blochezi, nu e în regulă. Numai te-ai speriat puțin și ți-a trecut. Câteva secunde durează, așa cât a durat și pocnetul respectiv, sau știu ce s-a întâmplat. Și asta nu este frică de care să ne speriem. Frica de care trebuie să ne speriem este frica care rămâne, durează, e în tine, te tulbură, te tremură inima, durează. Asta este o frică rea. Nu e bună. Sub nicio formă. Trebuie eliminată. Cu cât păcătuim mai mult, frica se accentuează? Cu cât păcătuim mai mult, devenim mai obraznici. Mai tupeiști. Da? Nu ne pasă absolut de nimic. Dar paradoxal, sau cum vreți să vă... Așa este. Cu cât păcătuim mai mult, devenim așa, cum spuneam. Devenim o femeie desfrânată. O femeie tupeistă. Sau desfrânată, bă, e clar asta. Uitați-vă la politicieni, ce tupeu au. Ce tupeu au. Sunt reprezentanții, nu știu, plătiți pe banii noștri. Și nu reprezintă nimic din poporul rom. Mulți dintre ei. Clar. Nu. Deci, frica de Dumnezeu e limpede. Nu există. Dar apar alte frici. Dacă ați intrat dumneavoastră în pielea lor, nu vă doresc. Nu vă doresc. Ce frici existențiale au ei? Cam cum dori ei noaptea? Cum spunea, mi-a spus un părinte bătrân. Bă, decât să mănânci carne cu unt, să stai cu capul în pământ, mai bine mănânci o ceapă cu sare și privești în zare. Înțelegi? Adică e foarte important cum dor noaptea, oamenii ăștia. Îți plin de frici. Frica de scaun, frica că apare la televizor ceva despre ei. Le strică imaginea, frica că apare. Evident că apare, că o să apară. Dacă ai făcut, trebuie să apară ceva. Evident că ai făcut. Încă o dată. Deci, fricile acestea, e tupeul respectiv, de fapt, este o mască. Este o perdea, e ascund prin asta. Când vezi un om foarte tupeist, așa, obraznic, e limpede că e un fricos în realitate. Un om mândru, un om foarte fricos, v-am spus. Dar sigur că noi ne speriem pentru că nu avem frica de noi. Identifici imediat. Mi-a zis o doamnă, la un moment dat, a venit, s-a spovedit. Părinte, cum aș face să vină și soțul meu să se spovedească? Evident că își iubea soțul și zic, dar el dorește. Da, nici vor. Dar e un om, să știți, foarte deștept. Are credința lui. Zic, da. Zic eu, e cumva un narcisist? Doamna știa despre ce vreau. Zic că da, așa, exact. Greu, zic. Dar nu cumva așa că e... La surpriză, mi-a spus, e cam fricos. Așa e, părinte. El nu recunoaște. Dar așa e. Să dă mare la serviciu, toată lumea îi se supune. E un dictator. Dar e un fricos. Eu știu. Stă să sperici de umbra lui. Dar am surprins eu niște ipostaze. Da, sunt convins că așa. Zic, Doamne, rugați-vă pentru el să-i dea Dumnezeu frica de Dumnezeu. Iar frica asta de lume pe care o ascunde prin funcție, prin bani, o ascunde prin poziție socială. Ce știu eu prin ce o ascunde? Înțelegeți? E șef omul. Profită că e șef. Înțelegeți? Spune oamenii lui
Sigur că ea nu dau doi bani pe el. De cele mai multe ori nu dau doi bani, pentru că știu cine e. Dar șeful dumneavoastră cel mai frumos, cel mai deștept. Toată lumea vorbește că sunteți un geniu. La început nu-i crede. Și zice, a, tu bă, că nu știu eu cine sunt. După care, dacă tu o repezi, la un moment dat, of, ce-o fi? Înțelegeți? Începe să se iubească pe sine enorm, să uite de Dumnezeu definitiv, aproape. Dar e un om picos, v-am spus. Puteți verifica. Cu dumneavoastră întâi. Gândul aparține trupului sau sufletului? Când cele două se despart, gândul pe care urmează? Sufletul și trupul sunt într-o legătură indisolubilă. Sunt multe înrăuriri din suflet în trup și invers. Nu putem spune. Dar oricum, gândul ține de rațiune. Și rațiunea ține mai ales de suflet. Vedeți cum funcționează mintea. Mintea este precum Dumnezeu Tatăl. Naște mereu gânduri. Sigur, Dumnezeu Tatăl naște pe Fiul. Din veci. Dar mintea noastră naște și ea gânduri. Multe. Sunt niște mișcări aici, extraordinare, tainice, rapide. E o fenomenologie infinitesimală uneori. Adică nu poți pătrunde sub nicio formă. Oricât ai încercat. Nu poți descrie. Nici nu se pune problema. Da. Și vin foarte multe gânduri. Deci mintea tăi naște gânduri. La aceea se naște filipă cugetul, e altceva. Cugetul. Deja este un gând conturat. Apar mai multe. Mintea alege. Și după aceea se hotărăște să împlinească. Sunt multe mișcări, spune Sfântul Ioan Damaschin, acolo. Sigur, mari psihologi duhovnicești, Sfinții Părinți. Sfântul Ioan Scăraru, nu mai vorbim. Deci, gândul este rădăcina fie a faptei bune, fie a faptei rele, a păcatului. Cum spunea Abba Pimen, dacă ai biruit gândul rău, celelalte nu mai apar. Dacă tu lași mintea ta să fie cuprinsă de gânduri rele, chiar dacă n-ai făcut păcatul cu fapta, tu trăiești într-o stare păcătoasă. Avem un exemplu în Pateric. Cu un copil care e luat de un unchi al său în pustie, care a uznic, a murit tatăl, și l-a crescut de mic în pustie. Și a murit la 30 de ani. N-a cunoscut păcat trupesc, n-a cunoscut, să legeți, păcatele lui. Și părintele Ava acesta, pusnicul, se roagă pentru el după 40 de zile. S-a rugat 40 de zile. Unde a ajuns sufletul lui? Și îi se descoperă că a ajuns în iad, în suferință. Și este cade într-o întristare teribilă. Cum acesta? Și vorbește cu Dumnezeu, Doamne, cum a putut să ajungă acesta în iad? Că el n-a cunoscut păcate, că doar știu, eu l-am crescut de la 3 ani. Și se descoperă și spune, părinte, l-ai crescut. N-a păcătuit cu trup. Avea multă mândrie. Avea multă mândrie el. Se vedea spânt. Ori un om dacă are conștiința sfințeniei, este în păcatul mândriei și deci este în afara raiului. Avem la Sucevița, scara raiului, și să vedeți acolo călugării, îmbunătățiți unii, mă rog, puznici, ajung până la penultima treaptă, alte penultima treaptă și acolo sunt aruncați. Păcatul mândriei. Conștiința că sunt sfinți. Conștiința că sunt buni. Mulți oameni spun la spovedanie când vin săraci. Da, mă și câteodată mă gândesc așa. Doar, eu n-am prea făcut. Eu sunt om cu secar, n-am. El se vede bun. E o dramă teribilă. Și sigur, când începe să te apropie de Dumnezeu, ăsta e paradoxul. Te vezi cum ești. Adică rău. Păcătos. Încep să te vezi. Ăsta e paradoxul. Cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, te vezi mai cum ești mai păcătos, cu cât ești mai departe de Dumnezeu, te vezi un sfânt, te vezi bun, cu secadă, un om respectabil. Un om căruia oamenii trebuie să se mulțumească pentru ce a făcut și mai departe. Asta este mișcarea. Știți bine, e simplu. Cu cât vedeți un om care are o autosuficiență de asta, vede bun, cu secadă, cu atât să știți că e departe de Dumnezeu. Nu o contează, poate să fie preot, poate orice. Călugăr, ce ar fi, orice ar fi. Dacă are conștiința că el e un om îmbunătățit, este un om pierdut. Asta nu înseamnă că el nu simte pe Dumnezeu. Dar tocmai asta, că simte că totul e de la Dumnezeu. Și că ce ai tu, păcatele. Ce să ai tu? Ce ai avut tu? Ce ai adus pe lumea? Îi spune Dumnezeu lui Iov. Păi, unde erai tu, Iov, când eu am creat stelele? Ia spune, știi cumva? Când s-a creat lumina? Știi cumva când a apărut, spre exemplu, soarele,
Erai tu atunci când îngerii mei mă lăudau? Nu. Păi și atunci. Și totuși omul se ceartă cu Dumnezeu. Să știți că uneori e și bine. Dar nu să te cerți. Adică să vorbești cu El. Doamne, descoperă-mă. În sensul că de lupta lui Iacob cu îngerul, știți? În rugăciune. Da. Dacă avem acasă Sfântul Mir de la biserică, în ce mod și când trebuie să-l folosim? Sigur că depinde ce numiți mir. La biserică puteți lua ulei sfințit de la Sfântul Maslu, puteți lua mir de acesta de la magazinul mănăstirii sau din pangarele bisericilor. Se poate folosi, sigur, dimineața, după ce se rugăciunea, seara, dar dimineața, mai bine. E sfințit și ajută, dacă te rogi. Cum se pot mântui femeile care au avorturi? Nu putem spune dacă cineva siguranță se mântuiește. Mântuirea e darul lui Dumnezeu. Vom vedea din. Dar păcatul avortului este imens. Este o crimă dublă. Este o crimă fizică și una spirituală. Dacă ar fi să răspund prin pocăință. Direct proporțională cu dimensiunea păcatului. Deci nu vorbim aici despre lucruri de acestea care se dau și de către noi preoții să facă milostenie, să se roage, să postească, participe duminica la liturghie. Esențial e pocăința. Dar o pocăință, repet, direct proporțională cu măsura păcatului. Să știi că tu ai ucis. Că această crimă este mult mai mare decât crima care se produce între adulți. Care se pot apăra cel puțin. Sunt creștini, oricum. Acela din pântece nu se poate apăra. Și nu-i botezat. Și îl privesc de rai. Și n-ai niciun drept să faci asta. Dimpotrivă. Dumnezeu ți-a dat darul acesta. Tu ai participat la procreere și apoi dai înapoi și spui, da, asta nu-mi trebuie, mie mi-a trebuit doar plăcerea. Asta am vrut. Restul nu mă interesează. Consecințele nu mi le asum. Sigur că pocăința e soluția încă o dată. Deci pocăința înseamnă să-ți plângi păcatul cu amar precum Petru oarecând. Să susțin tot timpul la liturghie pentru asta. Și pentru toate câte au fost. Adică dacă e unul, e enorm. Dacă sunt mai multe, e mai mult decât enorm. Pocăința. Și credem în iertare dacă pocăința e sinceră, profundă și toată viața. Și așa să închidem ochii cu conștiința că am făcut o imensitate, o enormitate de rău. Și că suferă copii nevinovați, veșnic poate, știe Dumnezeu, pentru păcatele noastre făcute în câteva minute sau în câteva ore. Credem în iertare, sperăm în mântuire și pentru aceștia. Condiția rămâne, mă repet, pocăință. Cum putem să ajutăm pe cineva să nu facă avort dacă nu are frică și nu primește sfatul creștinesc? Dacă nu are frică de Dumnezeu, e foarte greu. Datori suntem să le spunem. Să le spunem cu argumente, să le spunem ferm, să ne detașăm total de acest imens păcat. Restul, sigur că lucrează libertatea lor. Putem să-i constrângem pe oameni. Adică de ce ar fi mai puțin păcat o crimă care se produce între doi adulți decât eu cunosc un caz
de încercare de abort, pentru că n-a reușit. Și medicul nu i-a smuls decât o parte din picioruș. Apoi s-a speriat de ce s-a întâmplat acolo în timpul intervenției și n-a intervenit. Punea în pericol și viața femeii și a dat. Și a lăsat așa. Sarcina a continuat. Ființa aceea s-a născut. A crescut, fără picior. Are proteză. O cunosc personal, se spovedește la mine. E un om de excepție. Părinții n-au înțeles nimic. Până în momentul de față. Sper prin mila lui Dumnezeu să înțeleagă ceva. Pentru rugăciunile ei. Ceva asemănător putem găsi prin spitale oricând. Dar noi nu știm decât aparente ce ni se spune și așa mai departe. Nu urmărim. Vedeți? De asta Dumnezeu e singurul judecător. Pentru că El urmărește tot. Toată istoria personală, de la zămislire până la trecerea dincolo. Și judecă corect. Dar e păcat mare să judece. Nu știm noi tainele Lui. Tu ce? Vezi ceva și judeci. Ce ești tu? Om. A ieșit poate o persoană care în felul ăsta își mântuiește întreaga familie. Nu știu. Cert este că e o dramă. Să știi că așa ai ajuns, da, fără un picior, doar prin spitale, proteze scumpe, tu n-ai ce să le... Abia să dă Dumnezeu, sigur că este un om fericit. Paradoxal acesta. Repetă-l cunosc. Despre ce vorbim? N-a lăsat-o Dumnezeu. Adică e un om care, dacă te uiți, arată cu adevărat, senin, demn, știe despre ce e vorba. Se roagă pentru părinți care, repet, n-au înțeles nimic. Și atunci, cum să se ierte un avort? Când tu nu-l regreți. Dar ce să cu copii, ce să mă fac? Era normal să abortez. V-am spus, ce se întâmpla cu mama lui Eminescu dacă spunea că la al 5-lea să ne oprim? Totuși, a pus al 7-lea Eminescu. Nu mai era Mihai Eminescu. La fel cu mulți. De unde știi tu? Dacă tot s-a conceput acolo, s-a zămislit. Ce va fi cu acel? Ce drept ai tu să-i... radical să-i oprești cursul existențial odată ce a început? Ce drept ai? Niciunul, evident. Dar iată că Dumnezeu îngăduie lucrurile acestea pentru că respectă libertatea omului integral. Sunt oameni care îl neagă pe Dumnezeu, care hulesc. Și Dumnezeu nu-i pedepsește. Vă spuneam de acel profesor. Un om care, sărmanul, știți? Paradoxal e că mă simpatizează. M-am întâlnit cu el la un moment dat într-o prejurare și i-am spus despre Vasile Voiculescu, despre Nichifor Crainic. Și zice, da, n-am întâlnit până acum tâlcuirile acestea. Sunt om de litere, un om care a citit enorm. Așa era. Și, mă rog, m-am zmintit eu de multe și am ajuns la necredință. Dar când a dat de frica aceea de fulgere și de trăznete, făcea niște cruci, sigur, strâmbe. Evident, strâmbe le făcea, dar le făcea și să pleca, să prosterna după claie acolo undeva. Deci, și l-a văzut vecinul, știu, la credincios. Și întreabă a doua zi, domnul profesor, v-am văzut cum? E, ce să faci, mă, nea Vasile? O frică teribilă. Păi înseamnă că totuși e ceva acolo, domnul profesor. Cred că e. Acum mă mai gândesc. A uitat, sigur. Ca și părinții aceia. Au uitat de ce au încercat să facă. Văd pedeapsa lor, cumva, în copil și totuși nu înțeleg nimic. Asta e drama. Care poate fi tragedie la finalul vieții. Ce părere aveți despre atacurile de panică și cum le putem controla sau rări măcar? Se poate scăpa de ele sau sunt o boală psihică? Sigur că, vedeți, noi amestecăm lucrurile. Boală psihică cu tare. Sunt. Atacul de panică este o boală psihică. De ce înseamnă? Asta adevărat cu un medic cardiolog care mi-a spus că foarte mulți bolnavi cu atac de panică vin la cardiolog. Cardiologul analizează, vedeți,
Nu intră în competența noastră. Nu aveți probleme cu inima. Aveți atac de panică. Acela nu crede, se duce la alt cardiolog, îi spune același lucru și după vreo 3-4 se duce la psihiatru. Atacul de panică, ca de altfel și alte boli psihice, sunt o boală. O boală și a sufletului și a trupului. Știți? Cert este că se poate vindeca, oricum ameliora, prin credința în Dumnezeu și printr-o intervenție medicală adecvată. Pentru că ține și de trup. Așa cum bolile psihice țin și de trup. De creier. Dar ele sunt mai ales boli sufletești. Depresia. Ține mai mult de suflet. Dacă nu-i tratată sufletește corect și medical corect, poate să degenereze în boli, în psihoze, în psihopatii, în nevroze și așa mai departe. În boli grele psihice. Deci noi nu trebuie să despărțim sufletul de trup. Bolile sunt și în suflet și în trup. Se intercondiționează cumva. Dar sigur că rădăcina rămâne în suflet și trebuie să mergem mai întâi cu credință puternică în Dumnezeu și cu lucrarea ei în viața de zi cu zi. Ne înlăturind și, sigur, tratamentele medicale. Dacă găsești un medic psihiatru credincios, te ajută foarte mult. Un psiholog creștin bun te ajută foarte mult. Cum să? Dacă e cu frică de Dumnezeu. Deci se pot trata. Se pot... Boala tot rămâne, cumva. Sunt boli numite incurabile. Ce înseamnă? În fond, știți ce spunea același medic cardiolog? Părinte, toți în viață am făcut atac de panică într-un fel sau altul. Dacă n-am știut că e atac de panică, e altă poveste. Nu ți s-a întâmplat să tremure inima extraordinară, să simți că nu mai ai aer. Dar e atac de panică, imediat l-ai făcut. Adică să nu vedem că bolnavii cu atac de panică sunt niște bolnavi psihici, nu care. Nu! Nu! Fiecare dintre noi, pe parcursul vieții, a avut puseul de atacul de panică. Spune acest medic cardiolog, pe care îl cred. Tuturor, repet, cred că li s-a întâmplat. N-am conștientizat, n-am numit-o așa. Acum au venit de denumirile acestea. Oamenii au trăit aceste drame. Cum să? Dintotdeauna. La noi în parohie există un obicei ca în Joia Mare să se stropească mormintele cu apă în semnul Sfintei Cruci și să se împartă cel puțin 3 căni cu apă. Este bine sau nu? Nu știu. Apa aceea nu înțeleg, e aghiasmă, nu e aghiasmă. Este o anumită, anumit ritual. Cred că nu-i nici bine, nu-i nici rău, depinde. Sunt oameni care fac cruci așa, pe cruci, pe colac, pe lumânare, cruci așa. Oameni la care m-am uitat la unul, aveam niște pretenții așa, să înțeleg. N-am, nu l-am întrebat, dar mă uitam așa și făceam fata mea. Înțelegeți? Tu înveși mânt de preot. Făcea așa. Mă uitam și mă miram. Nu i-am spus că nu primeam. Că dacă i-aș fi spus adevărul, având el așa o părere că știe, am zis că dacă tot știe, eu n-am pot să spun un oameni care știu. Ei știu. Da, ce făcea el acolo, face preotul. Preotul poate binecuvânta. Preotul poate transmite cele ale lui Dumnezeu prin taina hirotoniei. Tu nu poți să faci asta. Pentru că tu ai o preoție, creștinule. O preoție împărătească, o preoție universală, dar nu preoție în sensul de taină, de hirotonie. Ca să poți să transmiți harul și altora. Harul iertării prin spovedanie și celelalte daruri ale lui Dumnezeu. Da, bun. Așa și aici. Niște obiceiuri. E bine că se face întreit, se face sub semnul Sfintei Cruci. Cred că e mai bine să nu se facă. Uite, mă scuzați că vă întreb. La țară e obiceiul atunci când se face parastată, pun un anumit număr de colaci și cheamă o femeie din sat ca să facă cruci pe colaci. Normal, cum ar trebui să se facă? Aceea e un guru sau nu știu cum vine la feminin. Nu mă pricep cum vine la feminin guru, dar cert este că... O și plătești pe femeia respectivă. Mai ales că o și plătești, exact.
Și am mai neamuzând, dar să știți că e foarte serios luată chestiunea acolo la țară. Știți? Am 2 ani de experiență la țară și știu cam cum este. Foarte serios este luată. Preotul acolo se uită, să miră. Zice, bă, nu-i bine să mă pun rău cu tare, că duce vorba prin tot satul că preotul are alte învățături și el le are pe cele corecte. Sigur, da. Și aici este frica preotului, care naște lașitatea lui de a spune adevărul. Nu știe, nu poate, nu vrea. N-are tact, e frică. Dacă a mai prins-o de la început cu frica asta, așa se rupe și el în parohie, îl conduc babele. Deci, în cazul de față, femeia respectivă are autoritatea aceea dată de perseverența ei, serios, ea e în serios ce face. Fiți atent. Foarte serios ea. Ea e de bună credință în ce face. Poate. Nu trebuie să o judecă. M-am spus problema acolo cu preotul, vă părere. Trebuie să-i spună, să facă ordine. Și dacă nu ascultă, măcar i-a spus că e păcat, că e rău. Nu împărtășește. Păi, nu te împărtășesc eu dacă faci prostii de-astea. Îți dau canon și așa mai departe. Și deci, mai e și plătită, sigur că îi convine aici. Aici nu mai e de bună credință, mă rog. Sau poate el zice că face efortul ăsta să ducă acolo în fiecare dimineață, să facă ce face. Este o superstiție, este un obicei care trebuie înlăturat. Nu face parte din învățătura bisericii, tradiția ei. Sunt multe de astea. M-am spus eu că e oameni la care te aștept, știi? Face așa. Fața mea. Putea să zică, părinte, binecuvântat. Dacă avea o smerenie minimală și o cunoaștere minimală a învățăturii creștine. Omul avea, era beton, știa. Și la aștept n-ai ce. Sigur că dacă a dat veșmântul, am zis, tu a avut o faptă bună. Data viitoare îl învăț. După cum se vede. Așa, nu știu dacă e pe aici, ar fi bine, dar nu e. Așa. Da. Tradiții păgâne. Trebuie să ne luptăm cu ele, pentru că unde e multă superstiție, puțină credință. Unde e multă frică de vrăji, puțină credință și frică de Dumnezeu. Țineți minte lucrurile. Când vedeți un om speriat de toate vrăjile din lumea asta, e un om cu puțină frică de Dumnezeu. Pe cum să te duci tu, bă, la nenorocita aia? Cum să te duci tu la nu contează că e țigancă, e româncă. Majoritatea sunt de etnie asta. Majoritatea. Nu neapărat. Nu contează etnie aici. Că acum sunt români. Dar nu se numesc vrăjitori. Se numesc așa. Biopsihoterapeuți. De ce? Radiestezici. Mă rog. Tot felul de denumiri de astea pseudoștiințifice ca să acoperă, nu? Horoscop. Sunt de astea pătuci, de astea femei, mă rog. Apar la televizor și spun ele cam cum va fi. Ele nu știu ce-i cu ele, în primul rând. Sigur că iau bani, vorba dumneavoastră, iau bani pentru acest lucru. Dar și le convine, sigur, să vină acolo la televizor și să prostească pe cei proști. Prostia, să știți că e un păcat și ne gândim să facem tema asta despre prostie, să vedeți cum o vede Scriptura. Atenție că prostia este menționată în Scriptură ca mare păcat. Opusul prostiei se numește înțelepciune. Și v-am spus diferența între un proști și un deștept. Primul nu vede nicio diferență. Da. Vă rugăm să ne vorbiți despre frica de diavol. Frica de diavol este frica cea rea, am vorbit despre ea. Dacă ai frică de Dumnezeu, nu discuți cu dracii. Trebuie să-i bagi în seamă. Nici în joacă nu te joci cu cafeluța, să vezi ce mai fi. Cu cărțile, să vezi, nu cumva. Nu te joci, că e profesionist. Uitați-vă la superstiții, crezi puțin în ele, să vezi cum se întâmplă. Se întâmplă. Dacă nu crezi, nu se întâmplă. E profesionist, v-am spus, s-a specializat, acum s-a perfecționat. Se întreba Octavian Paller, sigur, hâtru așa, cu umor. De asta îmi place de el așa. El a spus-o pe aia că bătrânii la o vârstă nu mai au idei, ci au obsesii. Mă rog, nu toți. Că sunt și bătrânii care au îmbătrânit de până la 20 de ani, unii la 16, mă rog. Deci el spunea, vă repet, despre diavol. Zice, la un moment dat, zice Octavian Paller,
dacă nu găsesc zic din memorie, dar am găsit. Urmărind ce se întâmplă în lume, mă gândesc că diavolul e din ce în ce mai competent. De la cine o fi învățând? Aici vă spun o glumă duhovnicească spusă în mediul tihăstriei, cred că și Părintele Cleopa a spus la un moment dat, despre fapt, sau la Slatina, la mănăstire, cred că. Erau acolo, știți, în postul mare, erau călugării foarte așezi și era rânduiala ca în prima săptămână din post, în săptămâna duhovnicească, să nu se mănânce mâncare gătită, adică să nu se mănânce practic deloc. Se închidea bucătăria să făcea mâncare gătită. Ce călugări odată. Da. Și un frate săracul mai la începător și asta era foame. Sta și el o zi, ne mânca două, trei zi, a venit o foame teribilă. Știa ce să facă. Sigur că știa ce să facă, dar tot frica care naște lașitatea. Putea să ducă la părintele stare, spune, eu nu mai pot. Vă rog frumos, ceva, niște pâine, niște apă, ceva, dați și mie, nu mai pot. Asta e, am tras de mine cât am tras, numai. Să fie cinstit, să fie sincer. E, n-a fost așa, s-a dus prin cotețe și a găsit un nou sau două. Și, da, nu pot să le mănânc așa crude. Totuși, cât mi-ar fi de foame, parcă după postul ăsta, așa de două zile, poate îmi vine și rău, dau afară și ce n-am. Și s-a dus în chilie și la o lumânare a început să coacă ouă. Sigur că a durat chestiunea asta. Să zicem. Tare să avea treabă cu el. S-a dus, l-a căutat, mă rog. Mă rog, și-a trimis economul, că așa se face. Și se duce economul și la un moment dat ajunge acolo la ușă, bate, era deschisă ușa, intră și el speriat. Mă rog, tot frica. Așa, iertați-mă, părinte econom. Diavolul m-a îndemnat. Dar n-a terminat bine să spună că de după cuptor avea el acolo un fel de... Și s-a auzit o voce. Zice, nu, 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 pasta nu știam nici eu. Deci, cred că ideile mai vin de la noi. Adică îi dăm noi idei. Ca să răspundem la întrebarea lui Pală. Noi îi dăm idei demonului și el le deformează tot timpul, că el nu creează nimic. Să înțelege. El de la tine, el se leagă de gândurile tale, de simțurile tale, de aplicarea ta spre anumite păcate. Și o să se leagă de ele și bineînțeles că tu, neexperimentat fiind, neîncercat fiind în ispite, mă rog, nu întreb pe nimeni, tot mândria lucrează și aici, te trezești că, mă rog, dai vina tot pe el, diavolul, știi? Tot la citatea, vedeți, cum lucrează tot timpul. Să spui, bă, nenorocit, am fost, asta mi-a fost foame, să fi spus măcar acum. Nici acum n-a spus, dar da, vina pe diavol. Avortul nu este făcut și cu acceptul bărbatului? Nu trebuie să mărturisească și el la spovedanie? Uneori da, uneori nu. Dacă femeia nu-i spune, nu, e vina lui. Dacă știe, sunt co-responsabili. Și canonul se împarte în două. Eu totdeauna dau mai mult la femeie. Pentru că e mult mai vinovată. 60 la 40. Așa. Adică e limpede că ea are decizia finală. E în ea totul. 60 la 40, clar, dar are și el 40% vină. Ceea ce e enorm. Canonul fiind de 15 ani, faceți o socoteală 40% din 15 ani, să vedeți cât oprește de la împărtășanie un păcat de acest fel. Și pe bărbat. Pentru un singur avort. Pentru un singur avort. Dacă sunt mai multe, ar trebui să facem suma. Canoanele nu fac suma, ci se dă cel mai mare posibil. Acesta e 15-20 de ani. Iar Părintele Cleopa vorbește despre faptul că peste cine face peste, a făcut peste 10 avorturi, nu mai poate fi împărtășit decât înaintea morții. Deci toată viața trebuie în pocăință, cu un canon foarte sever și de împărtășit se mai poate împărtăși doar înainte de moarte. Dar în practică să știți că dacă există pocăință multă, omul poate fi primit la împărtășanie după un timp. Cum trebuie să tămâiem în casă, dar mormintele? Se poate și în casă, și la morminte, cu siguranță, dar nu face semnul binecuvântării pe care îl face preotul. Preotul când primește cădelnița de la paraclisier, binecuvintează tămâia,
și zice, tămâie ți aducem ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, pe care primind-o într-un jertfelnicul tău, cel mai presus de ceruri, trimite-ne nouă harul preasfântului tău Duh. Asta zice preotul. Credincios nu trebuie să facă acest lucru, pur și simplu pune în cățuie cărbunele, la prinde, pune tămâia și cădește așa în chipul crucii. Și zice o rugăciune, poate să zică psalmul 50, să zică și el o rugăciune acolo, ce știe. Da? Se roage cu cuvinte de rugăciune pe care le-a învățat. Deci suntem la final. Sper că nu v-a fost frică. Să veniți la biserică. Știți că unora le e frică. Unii, de exemplu, vin la biserică de frică a examenelor. Și mă bucur. Foarte mult mă bucur. Vine examenul, mâine începe. Da, mă rog, pe aia vine bacul. Mă bucur că au frică asta. Acum vă spun ceva, o întâmplare pe care o cunosc cu un tânăr de-a 12-a care acolo la noi la Novaci, s-a dus la un părinte pe care iarăși îl cunosc, el mi-a povestit. Părinte, mă rog, s-a dus cu mama lui. N-a avut curaj el să ducă și vă rog frumos, uite, copilul meu era acolo, are examen și vă rugă să citiți niște rugăciuni pentru el. I-a lăsat un pomenic, un bănuț, cât a avut ea să dea. A dat copilul examen și l-a picat. Cu succes. O să vedeți de ce. Și se duce înapoi revoltată mamă. Părinte, dar v-am spus să citiți. Zic, ce părinte? Doamne, eu de când mi-ați dat am tot citit, dar se pare că n-a citit el. Adică examenul se ia și cu cititul tău. Adică tot liceul sau toată generala ai tras mâța de coadă și acum vrei să iei examenul cu 10. Hai să fim serioși. Mulțumește dacă e un 5 acolo, să zicem, pentru pregătirea pe care ai făcut-o poate doar între a 8-a sau între a 12. Mulțumește cu asta. Nu cere de la Dumnezeu să-ți dea când tu nu ți-ai dat. El ți-a dat sănătate, ți-a dat părinți care te-au ajutat, au mai dat și bani pentru meditații și tu, cu banii aia, știm noi unde te-ai dus. Te-ai dus sau nu pe acolo, pe la meditații, i-ai fentat și acum vrei să iei bacul. Sigur că e bine că vrei să-l iei, dar ai fi cinstit. Totuși, dacă nu o să-l iei, e normal că nu-l iei. Dacă mila lui Dumnezeu vine asupra ta pentru munca ta, pe care ai făcut-o acolo în ultimele zile, mulțumește-i, mulțumește-te cu cinciul ăla dacă-l iei și gata. Cam așa trebuie gândit. Adică examenele se iau cu știința și credința sau credința și știința împreună. Adică să nu transformăm credința într-o treabă de asta de, știți, supermarket. Plătesc, eventual, o să iau, Nu se face. Nu se face. Dumnezeu e persoană, e iubire. Da, cum ar fi să discut în termenii ăștia, da? Ei, totuși oamenii asta fac, scriu pe pomelici acolo tot felul de bizarerii, cereri de acestea, uneori foarte stupide. Noi le citim, ne amuzăm. Evident că nu citim prostii, dar cum să... Sunt unii care se roagă la Dumnezeu să-i ajute să facă păcate. Cum să nu? Să se căsătorească, să despartă păla de aia ca să ia... Asta vrea să facă. E îndrăgostită una de unul care e căsătorit și se roagă, de exemplu, un exemplu concret, ca să se despartă ăia cumva, să căsătorească cu el. Justificându-și aceasta prin iubirea lui ei. Vă dați seama unde trebuie să fii? Aici. În ce stare sufletească, în ce rătăcire trebuie să fii ca să faci asta. Să mai roși pe Dumnezeu pentru asta. Când știi bine că ce-i ceri e o nebunie. Da, e un imens păcat. Vedeți? Și asta trebuie spovedite cum le faci. Am făcut asta, părinte. Nu numai că am făcut eu păcat, i-am îndemnat pe alții să facă păcate, am râs de alții care făceau voia ta. Am spus bancuri, glume. I-am bat jocorit. Am făcut tot felul de gesturi la adresa acestora. Râdeam de ei. Și așa mai departe. Și chiar îți ceream ție să fac eu păcat. Cum? Și trebuie pocăință aici. După aia ne mirăm că ne e frică. Ne e frică. Să știți că frica și de vise sunt unele vise foarte, foarte nu rele. Nu fricoșate. Fricoșătoare. Da. Să știți că eu mă bucur când oamenii visează așa. Și mă bazez pe Sfinții Părinți.
Visele de la Dumnezeu, paradoxal, nu sunt acelea în care vezi îngeri. Pe Maica Domnului, sfinți. Rarisime sunt acelea. Și sunt ale sfinților, ale lor curați, despătimiți. Visele noastre de la Dumnezeu sunt alea în care ne trezim din niște stări de rău, de păcătuire groaznică. Și atunci vii speriat. Părinte, ce se întâmplă? Ce am visat? Diavolul are puterea asupra? Nu! Tu i-ai dat putere și uite ce ți se întâmplă. Deci exact invers pe cum se crede, știți? Mi-a zis odată o doamnă sărmana, părinte, am visat-o pe Maica Domnului, așa de bine m-am simțit, știi, eu eram atât de sceptic. Zic, aoleu, m-am gândit. La mari stins care închidea ochii când apărea Mântuitorul în vedenie. Și, da, nu sunt eu vrednic să te văd pe tine, pe lumea. Ea era încântată. Că a văzut. Adică merita cumva, înțelegeți? Să-i se arate cumva. Era atât de bucuroasă, de fericită că a văzut. Și zic, da, s-ar putea să fie o mare înșelare. Aole, părinte, nu vă pricepeți. Zic, da, nu mă pricep să tâlcuiesc vise. Dar uite ce spun Sfinții Părinți. Și am dat vreo doi așa. Bineînțeles că era mai important ce simțiți decât ce spun Sfinții Părinți. Dar totuși am spus că, uite, Sfântul Ioan Scăraru spune că cine nu crede viselor, filozof duhovnicesc este. Că mai important este să vezi păcatele decât să înviezi morți. Sau să ai vedenii cu Mântuitorul. Nu. Repet, mari sfinți închideau ochii când vedeau asemenea vedenii, spunând că nu sunt vrenici pentru asemenea descoperiri. Se umileau. Și de cele mai multe ori, iarăși și timp, și vedem, în paterice, că erau înșelări. Erau apariții demonice, ca să te ducă mândrie. Să crezi că ești cineva, să ai o încântare de sine, să crezi că ești foarte credincios și să n-ai pocăință. Visele care sunt de la Dumnezeu te introduc mai adânc în starea de pocăință. De conștientizarea păcatului, de smerenie. Ăsta-i semnul că e de la Dumnezeu. Încheiem cu două poezii. Sigur, dacă mai aveți timp. Păi așa se numește poezia, avem timp. Octavian Paller, avem timp. E completă și am găsit o forma completă, am mai spus eu ceva de Paller. Un țăran autentic. Știți? Păcat că sunt doi care, uite și Emil Cioran, sărac, fiu de preot. Știți? Tăia pâinea, știți cum tăia Cioran pâinea în Paris? Cum tăia țăranul odată pâinea. Pâinea nu se taie așa. Autentic, așa, spre tine. Și o să taie pâinea. Așa o să ia el, în Paris. A spus-o, la un moment dat, cred că unul dintre apropiații se numea, da, un verișor, parcă. A rămas uimit, cum tăia asta pâinea, în mijlocul Parisului, un om crescut, mă rog, la țară, i-au rămas aceste deprinderi. Și o să taie pâinea, spre tine. Mi-amintesc la coastă, cum tăia bunicii, mă, Dumnezeu să-l iert. Da. Avem timp pentru toate. Să dormim, să alergăm în dreapta și în stânga, să regretăm că am greșit și să greșim din nou, să-i judecăm pe alții și să ne absolvim pe noi înșine. Avem timp să citim și să scriem, să corectăm ce am scris, să regretăm ce am scris. Avem timp să facem proiecte și să nu le respectăm. Avem timp să ne facem iluzii și să răscolim prin cenușa lor mai târziu, avem timp pentru ambiții și boli, să învinovățim destinul și amănuntele, avem timp să privim norii, reclamele sau un accident oarecare, avem timp să ne alungăm întrebările, să amânăm răspunsurile, avem timp să sfărâmăm un vis și să-l reinventăm, avem timp să ne facem prieteni și apoi să-i pierdem. Avem timp să primim lecții și să le uităm după aceea. Avem timp să primim daruri și să nu le înțelegem. Avem timp pentru toate. Nu e timp doar pentru puțină tandrețe. Când să facem și asta, murim. Am învățat unele lucruri în viață pe care vi le împărtășesc și vouă. Am învățat că nu poți face pe cineva să te iubească. Tot ceea ce poți face este să fii o persoană iubită. Restul depinde de ceilalți. Am învățat că oricât mi-ar păsa mie, altora s-ar putea să nu le pese. Am învățat că durează ani să câștigi încredere
și că doar în câteva secunde poți să o pierzi. Am învățat că nu contează ce ai în viață, ci pe cine ai. Am învățat că te descurci și ți-e de folos farmecul circa 15 minute. După aceea însă ar fi bine să știi ceva. Am învățat că nu trebuie să te compari cu ceea ce pot alții mai bine să facă și cu ceea ce poți tu să faci. Am învățat că nu contează ce li se întâmplă oamenilor, ci contează ceea ce pot eu să fac pentru a rezolva. Am învățat că oricum ai tăia, orice lucru are două fețe. Am învățat că trebuie să te desparți de cei dragi cu cuvinte calde. S-ar putea să fie ultima oară când îi vezi. Am învățat că poți continua încă mult timp după ce ai spus că nu mai poți. Am învățat că eroi sunt cei care fac ce trebuie, când trebuie, indiferent de consecințe. Am învățat că sunt oameni care te iubesc, dar nu știu să o arate. Am învățat că atunci când sunt supărat, am dreptul să fiu supărat, dar nu am dreptul să fiu și rău. Am învățat că prietenia adevărată continuă să existe chiar și la distanță, iar asta este valabil și pentru iubirea adevărată. Am învățat că dacă cineva nu te iubește cum ai vrea tu, nu înseamnă că nu te iubește din tot sufletul. Am învățat că indiferent cât de bun îți e un prieten, oricum te va răni din când în când, iar tu trebuie să-l ierți pentru asta. Am învățat că nu este întotdeauna de ajuns să fii iertat de alții, câteodată trebuie să înveți să te ierți pe tine însuți. Am învățat că indiferent cât de mult suferi, lumea nu se va opri în loc pentru durerea ta. Am învățat că trecutul și circumstanțele ți-ar putea influența personalitatea, dar că tu ești responsabil pentru ceea ce devii. Am învățat că dacă doi oameni se ceartă, nu înseamnă că nu se iubesc și nici faptul că nu se ceartă nu dovedește că se iubesc. Am învățat că uneori trebuie să pui persoana pe primul loc și nu faptele sale. Aceasta e profund teologic. Am învățat că doi oameni pot privi același lucru și pot vedea ceva total diferit. Am învățat că, indiferent de consecințe, cei care sunt cinstiți cu ei înșiși ajung mai departe în viață. Am învățat că viața îți poate fi schimbată în câteva ore de către oameni care nici nu te cunosc. Am învățat că și atunci când crezi că nu mai ai nimic de dat, când te strigă un prieten, vei găsi puterea de a-l ajuta. Am învățat că scrisul, ca și vorbitul, poate liniști durerile sufletești. Am învățat că oamenii la care ții cel mai mult îți sunt luați prea repede. Am învățat că este prea greu să-ți dai seama unde să tragi linie între a fi amabil, a nu răni oamenii și a susține părerile. Am învățat să iubesc ca să pot să fiu iubit. Octavian Paul, magistral. Eu așa zic. Te unge la suflet așa. Chiar dacă, repet, el a fost un sceptic. Va fi avut motivele lui, Dumnezeu să-l odihnească. O altă poezie și cu asta încheiem întâlnirea aceasta. Nu o să spun autorul decât la final, poate îl ghiciți dumneavoastră. Vă dau indiciu, este o autoare, o poetă. Fiți foarte atent la frica de Dumnezeu și frica de lume. Frica de lume este numită în această poezie umbră. Umbră. Umbrei mele e frică. Umbrei mele e frică. Umbrei mele e frică de umbrele arborilor, mai mult decât mi-e frică mie de arbori. Arborii nu îndrăznesc să mă atace.
dar în spatele meu se aude mereu o încăierare sălbatică de umbre. Umbrei mele e frică de umbrele păsărilor, mai mult decât mi-e frică mie de păsări. Păsările trec pe deasupra mea și nu mă ating. Dar umbra mea se chircește, se rostogolește rănită de ciocul lunecat al unei umbre. Umbra mea este lipsită de apărare. Ea nu are rădăcini ca umbrele arborilor și nu știe ca umbrele păsărilor să zboare. Ea a fost adusă pe pământ să mă urmeze cu întuneric sângerând. Să se prefacă noapte în cele din urmă și eu să nu știu de când înaintez fără umbră, cântând. Ana Blandian. Am spus eu că... Acum ați și intuit, văd și mă bucur pentru asta, o talentată scriitoare, da? La un moment dat spune așa, ea a îndrăgit foarte mult, știți, pe cei care au suferit în temnițele comuniste și a făcut pentru asta ceva, da, este memorialul acela, de la Sighet, și, sigur, un talent de netăgăduit. Mă bucur pentru darurile lui Dumnezeu oriunde le întâlnesc. V-am citat niște oameni care nu sunt atât de credincioși cum ne-am dorit. Dar eu cred că sunt onești. Și pentru asta eu îi prețuiesc foarte mult. Îți de bună credință. Să știți că nu este important numai să ai dreapta credință. Adică să fii ortodox. Este absolut necesar. Dar cel mai important, sau la fel de important, este să fii de bună credință. S-ar putea ca și, știe Dumnezeu, musulmanii, budiștii, șintoiștii, alte religii, s-ar putea zic, la sfârșitul lumii, la judecata de apoi, că până atunci nu se mântuiește niciunul, după învățătura bisericii, dar atunci să aibă circumstanțe atenuante la judecata lui Hristos, pentru că a fost de bună credință în credința lor rătăcită. A fost de bună credință. Este important și foarte important, spunea mitropolitul Bartolomeu Anania. Dar noi ce avem, noi ortodoxii, nu cunoaștem. Și mă bucur că ne întâlnim aici să mai aflăm câte ceva cu ajutorul lui Dumnezeu. Și ar fi bine de fiecare dată să-i mulțumim. Eu sunt dator vândut că dumneavoastră existați, că dumneavoastră ați luat această inițiativă, că ați venit și venit în mod regulat și cred eu cu frica de Dumnezeu, în sensul de iubire de Dumnezeu, aici la noi la mănăstire, este o datorie pentru mine să fac ceea ce cu bucurie fac, încât, repet, nu rămâne decât să îi mulțumesc lui Dumnezeu, să vă mulțumesc dumneavoastră pentru darurile acestea duhovnicești, ale întâlnirilor în casa lui Dumnezeu, unde se împlinește cuvântul lui Hristos Mântuitorul, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Cred că aceasta e cel mai important, să simțim aici și acum prezența lui Hristos cu noi și noi. Îi mulțumim cât putem noi pentru aceasta și îl rugăm să nu ne lase, să putem continua, să putem să ne bucurăm, să putem să ne mântuim împreună. Încă o dată tuturor, mulțumiri lui Dumnezeu mai întâi și să ne vedem cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste. Doamne ajută! Să spunem rugăciunea la final. Cuvine-se cu adevărat. Zicem tot. Cuvine-se cu adevărat, cred că o cunoașteți toți, dacă nu o învățăm împreună. Cuvine-se cu adevărat, te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine și cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvântat. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.
Amin. Seară bună și vă aștept marți, cei care puteți, de nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, pe ceilalți duminică. Iar data viitoare aștept sugestii legate de o altă temă. Dacă aveți, puteți să o spuneți și acum, dacă nu. Despre? Asta e amuzantă, nu? Bun, atunci rămâne despre prostie data viitoare.